Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator 15. E bine, în acest episod nu am nici cea mai vagă idee ce urmează să fac, pentru că nu am absolut nimic de făcut la fermă. Adică dacă vă uitați, aceste parcele au fost plantate, amândouă chiar, ceea ce este surprinzător, pentru că aceasta este o parcelă destul de mică, era probabil să fie plantată, dar dacă observați, parcela asta este chiar foarte mare. Și ghiciți ce? Am fost harnic și am plantat tot ce puteam să plantez. De asemenea, ia să vedem, mai am undeva, aici, mai am o parcelă care, ghiciți ce, la fel și ea este plantată. Deci, noi ne-am cam terminat treaba înainte să o începem. Dar mă gândesc că am putea face cu totul și cu totul altceva. Și anume să facem curățenie. Sau în fine, să spălăm vehiculele și utilajele și știu eu greutăți și ce mai e de spălat. Pentru că mi s-a spus în comentarii că toate chestiile astea ale mele sunt super murdare și ar fi cazul să le curăț. Deci hai să ne punem pe treabă, o să strâng semănătoarea și după aia o să mergem undeva pe la fermă, unde o să amplasez un aparat de curățare cu presiune, cred că așa se numește. O să-l pun undeva unde aș putea să-mi curăț toate utilajele și toate vehiculele. Și o să mă pun pe treabă. Dar înainte de treaba asta, zic eu că ar fi cazul să accelerăm puțin timpul. Pentru că trebuie să așteptăm să crească recolta. Și nu vreau să aștept timpul real în care ar crește recolta. O să dau puțin pe repede înainte, să dureze ceva mai puțin. Și să nu mă plictisesc foarte mult făcând absolut nimic. Pentru că e plictisitor să stai de pomană. Tocmai de asta mi-am găsit ceva de făcut. Pentru că altfel m-aș plictisi și... na... nu aș fi făcut nimic. Deci în acest episod vom face curățenie de primăvară. Și anume vom spăla toate vehiculele și toate utilajele și bine, tot ce avem noi pe aici și trebuie spălat. Nu voi spăla neapărat tot, pentru că până la urmă sunt niște vehicule care lucrează la o fermă, nu sunt niște mașini de expoziție, deci nu trebuie să fie perfect curate, dar totuși vreau să arate cât de cât decent. Deci, acestea fiind spuse, hai să intrăm în magazin cu tasta P, în caz în care nu știați, și să vedem unde găsesc eu chestiuța aia de curățat cu presiune. Cred că aici, nu? Da, ia uitați. Costă 4500 de euro, destul de mult, dar hei, ce să-i faci? Măcar sper să-și facă treaba. Și cum facem? Opa, mamă, da, să mișcă repede camera aici. Cred că o să o pun undeva în zona asta. Cred că ar arăta bine. În fine, nu pot să văd aici pentru că se mișcă camera mult prea repede. Deci ne vom întoarce în joc. Și să vedem. Hai că am poziționat destul de bine chestiuța aia. Ia să mergem la ea, să vedem cum funcționează. Eu am mai folosit acest spălător cu presiune. Așa se numește aici în joc. E un aparat de spălare cu presiune, nu e cine știe ce. Pur și simplu țintești, apeși click-ul și... taram! El își face singur treaba. Ideea e că trebuie să te miști, adică nu trebuie să stai într-un singur loc ca să fii cel mai eficient. Adică, efectiv, trebuie să te duci într-o parte într-alta ca să se curețe bine, știu eu, suprafața pe care vrei să o cureți. Și după cum observați, pentru că nu am stat într-un singur loc cu jetul, această semănătoare s-a curățat perfect. Deci, chiar este lună în acest moment. Hai să mergem și la tractoraș și să-l curățăm și pe el. La fel, o să încerc să nu stau într-un singur loc, pentru că dacă stau într-un singur loc, nu fac nimic, nu rezolv absolut nimic, pur și simplu pierd timpul aiurea. Și cu cât te miști mai mult, cu atât ești mai eficient. Observați și voi, aproape s-a curățat și tractorașul. Și wow, chiar arată bine. Greutatea din fața lui, putem să o curățăm și pe ea? Cred că putem, s-ar putea să nu mai ajungă mie furtunul până acolo, deci trebuie să o curăț de aia distanță. Dar, în principal, sper că s-a curățat binișor marea majoritatea tractorului și asemănătoarei. Nu știu acum greutatea cum stă. Sper să fie și ea cât de cât curată. Și da, e cât de cât curată. Pot să mă duc puțin mai departe? Hai să vedem. Nu, observați, nu pot. Ok, gata, am înțeles. Hai că ne întoarcem aici. Și oprim spălătorul cu presiune și acum haideți să vedem cum arată tractorașul. Băi, semănătoarea arată bine, tractorașul arată și el bine, singura care mai este murdară este greutatea. Deci vom întoarce tractorașul și vom curăța și greutatea, de ce nu?
Adică la o adică, dacă am curățat mare majoritate, de ce să nu ne oprim și la acest micuț detaliu? Care este greutatea, nu? Nu o să lăsăm murdară, o să o curățăm și pe ea. Ia să vedem. Bănesc că se curăță super repede, nu este foarte mare și nici nu este foarte murdară, până la urmă. Ia să vedem. Și gata. Cum îl opresc? Așa. Păi eu sunt mulțumit. Hai să reparcăm acest tractor. Nu am nici cea mai vagă idee unde să-l pun, deci cel mai probabil o să-l opresc aici. Opa. Așa. Mai departe aveam această combină. Hai să o curățăm și pe aia, de ce nu? Hai să curățăm tot ce e de curățat, dacă tot ne-am apucat de treabă. Nu este foarte murdară, dar zic eu că ar merita și ea puțină grijă. Oricum, ce altceva am putea face în acest episod? Pentru că avem de așteptat, nu avem nimic de recoltat, nu avem nimic de plantat. Copacii, cred că n-ar fi cazul să-i tăiem, cel puțin nu acum. Deci, ne vom pune pe curățenie. Știu că nu este tocmai cel mai distractiv episod, dar trebuia să fac și treaba asta. Mi s-a tot reproșat faptul că utilajele mele și vehiculele mele sunt murdărele. Deci, hai să le curățăm, nu? Și o să fac un întreg episod pe tema asta. O să fie interesant. Ia să vedem. Sper să se curețe repejor combina, pentru că este foarte mare. Combina asta cred că este unul dintre cele mai mari vehicule pe care le dețin. Nu prima este și cealaltă combina, care și ea este suficient de mare. Dar totuși, și până și combina asta este mare, deci vă dați seama cealaltă cât de mare este comparativ cu mine și cu ce am avut până acum la curățat. Adică tractorul și semănătoarea aia. Și deocamdată cred că am terminat aici. Cum opresc ăsta? Așa. Tot timpul mă întreb cum îl opresc. Și acum hai să vedem unde parcăm această combină. Băi, mă gândesc să o parchez undeva aici. Ia să vedem. Să fie oare un loc bun? Eu zic că e un loc suficient de bun. Mai departe avem acest utilaj cu discuri și acest tractoraj care are și o greutate atașată în față. Deci să le curățăm și pe ele. De ce nu? Hai să vedem aici. Așa. Bun, nu am lovit nimic. Uneori sunt un șofer foarte periculos când vine vorba de tractoare care au diverse chestii atașate. Spre exemplu acest utilaj cu discuri. Tind să dau cu el de toate celelalte vehicule pe care le am. Deci trebuie să conduc cu mare atenție. Bun. Unde e utilajul ăsta? Așa. Aparatul e aici. Hai să-l pornim și să le punem pe treabă. La fel, nu o să staționez cu jetul într-un singur loc, pentru că este complet ineficient. O să mă plimb peste tot și o să încerc să curăț acest aparat cu discuri cât mai repede cu putință și cât mai eficient cu putință. Și, wow, ia uitați ce albastru frumos. Wow, sunt surprins. Mai departe, tractorașul. Hai să-l curățăm și pe el. Wow, și nu mi-aminteam să aibă un verde atât de frumos. Cât de șmecher. Curățăm și greutatea. Și am terminat și cu acest tractoraș. Care, dacă nu greșesc, este un duțfar, nu? Da, duțfar. Are o culoare foarte frumoasă. A fost murdar atât de mult timp încât am și uitat ce culoare avea. Bun. Hai să vedem unde îl parcăm și pe el. Păi mă gândesc să-l parchez undeva în spatele combinei, pentru că oricum nu o să avem nevoie de el foarte curând. Mai degrabă o să avem nevoie de combină decât de aparatul cu discuri. Mai departe, ce mai avem aici? Oh, un tractoraș cu o remorcă. La fel și ele sunt murdare, deci le vom curăța și pe ele în acest episod. Și mă gândesc că dacă tot nu am altceva de făcut, să curăț tot de la fermă, nu? Să fie totul frumos și curat. De ce nu? Eu zic că așa ar fi bine. Să ne oprim aici. Și ce pot să spun? Hai să ne punem pe treabă. Sper să nu dureze teribil de mult acest episod, adică nu aș vrea să mă lungesc foarte tare, pentru că nu este tocmai cel mai distractiv episod, nu știu dacă am mai spus chestia asta,
dar nici măcar eu nu mă aștept să fie un episod super distractiv, dar măcar să fie un episod mai educativ, să zic așa, nu știu. Bănuiesc că știți și voi să operați acest spălător cu presiune, dar în cazul în care nu știți, vă învăț eu. Nu este panică, nu vă temeți. Gino este aici să vă învețe diverse chestii, pe care probabil marea majoritate a voastră le știați, dar hei, ce contează? Facem aici treabă, curățăm toate utilajele și o să fim pregătiți de o nouă recoltă cât de curând. Și o să mai avem și utilajele super curate. Și asta mă interesează mai mult, pentru că de recoltă oricum eram pregătit. Mai degrabă, utilajele nu erau curate, în rest totul era bine. Băi, eu zic că arată bine. Super, da? Hai acum să reparcăm acest tractoraș. Și nu știu unde o să-l reparchez, cred că o să-l pun undeva aici. Așa. Stă bine. Mai departe, după câte văd eu, mai avem un tractoraș mai micuț de asta dată și o remorcă, ceva mai puțin încăpătoare, dar totuși sunt ale noastre și trebuie să le curățăm. Și tractorașul ăsta nu știu ce firmă e. Nu cred că e tot Dutzfar, e altă firmă, dar totuși le curățăm și pe ele. Și tractorașul și remorca. Bun, deci hai să ne punem pe treabă. Nu știu, cred că o să se curețe repejor. Dar sunt curios cum arată culoarea acestui tractoraș. Verdele ăsta e foarte murdar în momentul ăsta și nu prea îți dai seama. Dar probabil după ce îl curățăm o să arate mult mai bine. Și da, chiar arată mult mai bine. Și tractorul cred că este un Hurlimann Turbo, nu? Ceva de genul. Nici măcar eu nu știu dacă am pronunțat bine numele firmei. Sper să fi fost ok. Sper, acum nu garantez. Dar dacă am greșit, spuneți-mi în secțiunea de comentarii. Evident, nu? Așa comunicăm noi, prin secțiunea de comentarii. Gata și tractorașul ăsta. E curat, e frumos. Remorca la fel, e curată, e frumoasă. Și hai să reparcăm acest tractoraș. Și să le punem în așa fel încât să stea relativ grupate, nu? Deci vom parca tractorul și remorca în spatele celuilalt tractor și celelalte remorci. Adică ceva de genul ăsta, zic eu. Mai departe, combina asta, băi, mă uit la ea și nu o văd absolut deloc murdară. Deci nu cred că trebuie să o curățăm. Și aici ce mai avem? Hei, tractorașul ăsta nu este tocmai foarte murdar, dar totuși merită și el puțin atenție, nu? Deci, să ne punem pe treabă. Țaca-paca, ca băieții. Și cred că aproape am terminat. Nu știu, o să mă mai uit să fiu sigur că totul este gata. Dar, în mare parte, cred că am făcut tot ce era mai greu. Și mare majoritatea utilajelor sunt în acest moment curate și parcate destul de frumos, după cum vedeți. Curățăm și acest tractoraș. Are și o greutate în față, care trebuie și ea curățată. Ia să vrem. Și da, cred că în mare parte am terminat treaba. Nu știu ce să mai spun. Nici nu știu ce aș mai avea de curățat pe aici. Cred că am terminat treaba. Deci, cred eu că o să opresc aparatul ăsta. Și acum hai să vedem unde o să parcăm semănătoarea asta. Păi teoretic ar trebui să o parcăm în spatele celelalte semănători. Adică chiar aici. Hopa. Altceva de curățat, nu prea văd să mai avem. Gheruța, ia să vedem, e murdară. Băi, nu este curată, dar nu este nici murdară. Așa că nu o să o mai spălăm, nu prea mai are sens. Și dragi prieteni, noi ne vom opri aici cu acest episod, sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut cât de cât interesant și ne vom revedea cât de curând. O zic mai bună vă doresc, bye bye!